O să încep eu. Mă numesc Andrei Șcrap, sunt președintele Asociației Club Sportiv Race Dance Piatra Neamț. Sunt unul din organizatorii Romanian Dance Festival. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, în primul rând. O să începem să vorbim puțin despre ce se întâmplă anul acesta la Piatra Neamț. Suntem deja la a patra ediție de concurs, Romanian Dance Festival. Anul acesta, așa cum cele trei ediții au fost cele mai importante ediții naționale, când zic importanță națională, mă refer la campionatele naționale și Cupa României. Anul acesta ne-am decis să trecem la un alt nivel și la Piatra Neamț am adus o ediție internațională. În acest weekend, 30 septembrie, 1 octombrie, capitala mondială a dansului sportiv se va muta pentru două zile la Piatra Neamț. Suntem bucuroși că am reușit să organizăm o competiție așa mare. O să zic câteva lucruri din culise și eu zic că merită să le zicem, să ne lăudăm pentru că sunt ale noastre. Când am depus cererea pentru organizare, Federația Mondială de Dans Sportiv ne-a trimis un mail în care ne-a solicitat o poză cu sala polivalentă goală și o poză cu o competiție anterioară organizată de noi. În momentul în care am trimis mail-ul, n-a durat nici două minute în care ne-au confirmat că putem organiza. Asta înseamnă că competițiile pe care le-am organizat până acum au fost niște competiții la nivel foarte înalt, de aceea vă promitem că și această ediție va fi o competiție la un nivel și mai înalt. Așa cum am și menționat mai devreme, am trecut la un nivel, la alt nivel, în care am reușit să aducem o competiție internațională aici la Piatra Neamț. Despre participări, despre țări, despre oficiali, o să precizeze colegul meu Alex, pentru că informațiile lui sunt mai concrete. Noi, așa cum am și menționat, suntem două cluburi organizatorice, este vorba de Race Dance Piatra Neamț și Dance Energy Iași. Împreună am creat acest nume, acest brand Romanian Dance Festival și împreună ne și cu ajutorul multor oameni, o să-i menționăm puțin mai târziu, am reușit să facem din orașul Piatra Neamț, și aici mă refer pe ramura dansului sportiv, o capitală a dansului sportiv, atât națională cât și mondială. O să vreau să dăm cuvântul domnului primar Andrei Carabelea. Mulțumesc mult, Andrei. Alex, în primul rând am venit și vă rog să-mi scuzați întârzierea, dar în primul rând am venit aici pentru a vă felicita și a vă mulțumi pentru pasiune și pentru eforturile și energia puse în slujba dansului sportiv, ca practicant și ca susținător acestui sport și să vă mulțumesc că Piatra Neamțul devine pentru al patrulea an consecutiv un reper în lumea dansului sportiv, pornind de la mesajul pe care îl dăm la nivel național an de an și felul în care se promovează și atrageți noi generații către acest sport. Și iată că de la un an la altul v-au autodepășit și ne-a ajutat și pe noi să spunem cu mult mai multă eficiență și cu mult mai mult răsunet la nivel mondial, hai la Piatra. Veți spune cu siguranță câți participanți din câte țări sunt. Pe mine mă impresionează entuziasmul și energia pe care le-ați generat în cadrul acest proiect și este firesc să aveți parte de sprijinul instituțional și al comunității, așa cum îl merită proiectul vostru. Încă o dată felicitări și mult succes! Să ne vedem, că sunt convins că și acolo țintiți la o Cupă Mondială aici, la Piatra Neamț. Alex, te rog să iei puțin cuvântul și să ne spui puțin despre participare și despre oficiale competiții. Bună ziua, numele meu este Alex Necula, reprezint Clubul Sportiv Dance Energy din Iași. Împreună cu Race Dance ne spunem Race Family, Race Dance Family, așa ne intitulăm împreună. Am reușit anul acesta, cum a spus și Andrei, să trecem la următorul nivel, să aducem un concurs mare. La o primă ediție avem emoții foarte mari în ceea ce privesc invitații noștri, pentru că avem invitați din tot din lume.
Dansul sportiv este unul din sporturile care reușește cumva să aducă foarte multe națiuni la un loc. Cred că puține sporturi au reușit să aducă într-un oraș ca Piatra Neamț atâtea națiuni cât avem. În momentul de față avem înscrise 22 de națiuni și avem 108 perechi înscrise din afara României. Urmează înscrierile să termine seara asta, mai așteptăm niște confirmări, vedem exact care o să fie finalul. Per total în concurs sunt peste 335. Poftim? 335. Da, peste 335 de perechi, așteptăm undeva la vreo 350 de perechi, 700 de sportivi plus fete solo, deci cred că o să depășim undeva, o să ajungem la 1000 de sportivi în toată competiția, ceea ce este foarte bine. Hotelurile din Piatra Neamț sunt fully booked aproape, cel puțin hotelul în care ne aflăm este fully booked. Ne bucurăm că lumea a venit la acest eveniment, a venit și datorită edițiilor precedente în care am depus foarte mult suflet și am reușit să organizăm niște evenimente foarte, foarte faine. Și avem ca și țări cea mai îndepărtată, avem o pereche din China care o să vină, avem Bulgaria, Germania, Cehia, Bosnia, Italia, Malta, toate țările. Israel, Georgia, sunt foarte multe perechi și sper să vă încânte foarte mult. Undeva la vreo 17 arbitri internaționali, am încercat să aducem cei mai buni arbitri din lume, am încercat să aducem cei mai buni experți și sperăm să vă încânte spectacolul pe care o să-l oferim. Aș vrea să felicit autoritățile locale, județene, pentru tot efortul pe care l-au depus și pentru tot ajutorul pe care ni l-au oferit. Pentru că, sincer, cu mâna pe inimă vă spun că Piatra Neamț este, cred că, cea mai apropiată regiune sau județ de acest sport. Și ne bucurăm foarte mult, este un sport foarte frumos, este un sport foarte elegant și ne bucurăm foarte mult că avem alături atât autoritățile cât și sponsorii și partenerii de aici. Mulțumim! O să dăm cuvântul domnului vicepreședinte, domnului Dragoș Chitic. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la această conferință de presă, care, iată, marchează o nouă ediție a unui eveniment foarte important, a unui eveniment care a pus municipiul Piatra Neamț pe harta dansului sportiv, un eveniment care a trecut la alt nivel, așa cum au spus organizatorii, și care și-a atins, de fapt, obiectivul atunci când a fost prima discuție, eram primar la vremea aceea cu Andrei, despre festivalul dansului sportiv la Piatra Neamț. Ăsta a fost și obiectivul propus, să facem un eveniment care să devină tradiție și să crească an de an. Rolul important este clar al organizatorilor, al celor implicați direct în acest eveniment. Rolul nostru a instituțiilor publice este doar să susținem organizarea unor astfel de evenimente care nu sunt deloc ușor de organizat și să direcționăm fondurile publice acolo unde simțim că este mai multă nevoie și în zonele în care pot aduce un plus comunităților pe care le reprezentăm. Consiliul Județean Neamț este un susținător al dansului sportiv, a fost de la prima ediție și o va face în continuare. Este în general un susținător al sportului și al evenimentelor care promovează județul, care ajută populația județului Neamț să-și desfășoare activitățile pe care le îndrăgesc, pe care le agrează și din care își fac de multe ori chiar o carieră. În județul Neamț sunt foarte multe persoane care îndrăgesc dansul sportiv, sunt persoane implicate în acest tip de activitate
și cred că merită susținute de către autoritățile publice și totodată cred că această creștere a numărului de persoane care practică acest frumos sport se datorează și faptului că în ultimii ani la Piatra Neamț se organizează un concurs de acest nivel. Vreau să vă felicit pe toți cei implicați în organizarea acestei ediții. Sunt convins că veți merge mai departe și tradiția va continua și vă doresc și la această ediție mult succes, invitându-i totodată pe nemțeni să beneficieze de acest regal de dans sportiv care are loc sâmbătă și duminică în județul nostru. Mulțumim. O să dăm cuvântul mai departe reprezentantului Heidi Femor. El este partenerul nostru de la prima ediție. Olga. Bună ziua tuturor. Olga Paraschivei mă numesc și numele Heidi Femor. Este o onoare să fim din nou alături de Romanian Dance Festival ca sponsor. Este un eveniment de referință în domeniul dansului sportiv, care transformă Piatra Neamț în capitala dansului pentru câteva zile magice. De-a lungul anilor am fost martorii evoluției și pasiunii cu care tinerii noștri dansează, transformând fiecare mișcare într-o operă de artă. Aceasta este a patra ediție a Romanian Festival, Dance Festival, și ne mândrim să fim parte din această tradiție în creștere. Am ales să sprijinim acest eveniment nu doar pentru că aduce în prim plan cele mai spectaculoase stiluri de dans din lume, ci și pentru că în spatele fiecărei piruete, fiecărui pas și fiecărei mișcări există ore nenumărate de muncă, dedicație și sacrificiu. Acești tineri sportivi ne demonstrează că cu pasiune și perseverență orice vis poate deveni realitate. Clubul sportiv Race Dance și Dance Energy, sub egida Federației Române de Dans Sportiv, au reușit să creeze un eveniment unde talentul se întâlnește cu oportunitatea. Și noi, High Gift and More, suntem mândri să fim parte din această călătorie, oferindu-le tinerilor noștri sportivi platforma de care au nevoie pentru a străluci. În aceste zile, Piatra Neamț nu este doar capitala dansului, ci și un exemplu de excelență și determinare. Sunt aduse la oaltă talente excepționale din întreaga lume și în timp ce ne bucurăm de fiecare moment al competiției, vrem să le mulțumim tuturor celor implicați și să le oferim sprijinul nostru. Să ne bucurăm împreună de talentul, pasiunea și spiritul de competiție. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Vreau să dăm cuvântul și mulțumim doamnei Daniela Coman că este astăzi alături de noi. Vă rugăm, doamna Daniela. Mă numesc Daniela Coman, sunt președinta Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale Lucea Prunaț. Anul acesta împlinim 20 de ani de când oferim servicii sociale în comunitate. Suntem furnizori de servicii sociale licențiați. Pentru a participăm din cele patru ediții ale Romanian Dance Festival, noi am participat la trei doar, una fiind cea specială din pandemia de COVID la care am lipsit și tinerii noștri au suferit foarte mult că n-au putut urca pe scenă. Suntem onorați că am fost invitați special la acest festival. Dacă la prima ediție inițiativa a aparținut doamnei Sabine Isabela, care este mama celor doi talentați sportivi premianți de la Race Dance, în anii următori inițiativa a aparținut lui Andrei și cred că și Alex, care au vrut ca tinerii noștri să fie invitați special. Este un gest care ne-a onorat și ne-a emoționat, pentru că ne-au arătat că le pasă, pentru că au dorit ca tinerii noștri cu dizabilități să fie tratați cu demnitate, cu respect și să dovedim comunității că și persoanele cu dizabilități sunt iubitoare de artă, că pot să strălucească pe o scenă cu mișcările lor stângace, dar cu inima plină de bucurie și cu dorință de a dansa în fața auditorului
Și dacă până acum au putut dovedi comunității că pot picta icoane pe sticlă sau icoane pe pânză, că pot fi actori la teatru de păpuși și pot mânui păpușile realizate în cadrul centrului de zi, că pot fi actori la teatru de umbre cu personaje realizate în cadrul centrului de zi, de ce să nu dovedim că pot evolua pe o scenă atât de distinsă și cu popularitate atât de mare? Suntem onorați, emoționați, vă mulțumim, mulțumim, mulțumim. Surpriza o să rămână surpriză, nu? Da. Vreau să precizez că ediția aceasta este întru totul specială, pentru că anul acesta tinerii noștri au beneficiat de susținerea și coreografia lui Andrei și Andreea. Săptămânal, miercurea, veneau la centrul nostru de zi și timp de 2 ore dansau cu tinerii noștri, exceptând vacanța de vară. Deci anul acesta putem spune că tinerii noștri au făcut parte din clubul sportiv Race Dance, neoficial. Dar au fost adoptați, nu, Andrei? Sigur. Și Andrei va dansa cu fiica mea, care este foarte stângace în mișcări datorită dizabilității pe care o are, dar are o inimă atât de mare încât plânge mereu de emoție când dansează cu Andrei. Mulțumim tare mult! Eu acum, în încheiere, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru tot suportul. Pentru tot suportul oferit în realizarea acestui eveniment. Înainte de a încheia, o să vreau să precizez faptul că și anul acesta, ca în 2019, ambasador al competiției va fi Alteța sa, Principele Nicolae al României. El va fi prezent la eveniment duminică pe 1 octombrie. Așa că invităm atât nemțenii noștri, cât și pe cei doritori, în cele 2 zile de concurs, 30 septembrie, 1 octombrie, să vină la sala polivalentă din Piatra Neamț pentru a vedea un spectacol de dans sportiv la cea mai înaltă calitate. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Alex, vrei să zici ceva, nu? Da, vreau să precizăm că în colaborare cu Agenția Națională Antidrog, pe durata desfășurării competiției o să desfășurăm, avem o campanie de prevenire a consumului de droguri în cadrul tinerilor. Încercăm să facem totul să fie, să venim cu plusuri și să încercăm să avem totul cât mai o educație pentru tineri și o prevenire pentru tineri. Vă mulțumim tuturor și partenerilor noștri media pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumim și invitaților noștri și nu ne rămâne decât să ne vedem la concurs sâmbătă și duminică. Mulțumim frumos! Vă rog! Întrebarea este către mine. De ce ne-am folosit de ambele autorități, vă referiți? Pentru că avem nevoie, dacă ați studiat și v-am lăsat și mapă, bugetul competiției este undeva estimat la aproape 100.000 de euro. Așa cum am și precizat noi mai devreme, câte țări participante avem și câți oficiali avem. Deci în momentul de față cred că avem undeva la vreo 50 de oficiali în total. Organizarea noastră și vă așteptăm și pe dumneavoastră, nu știu dacă ați fost și anii anteriori la ediție, eu cred că convingerea cea mai bună este să veniți și să vedeți ce se întâmplă la sala polivalentă. Și atunci probabil că răspunsul o să-l găsiți singură. Vă rog. Din Federația de Dans Sportiv contribuie? Nu. Nu contribuie financiar. Nu contribuie financiar, da. Probabil că aici la asta v-ați referit și la asta am răspuns. Dar ei fac parte din organizare, ne susțin pentru a duce țări în interior și tot sprijinul care avem nevoie. Dacă mai sunt întrebări...